Atleta stelistă Daniela Stanciu a realizat miercuri baremul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor în proba de înălțime cu o performanță de 1,96 m. Succesul Danielei de la Campionatele Naționale de Atletism pentru Seniori de la Pitești reprezintă totodată o performanță mare și pentru antrenoarea Oana Pantelimon. Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sinei din 2000, Oana se află acum la prima calificare la competiția supremă în calitate de antrenor. Așteptam la un rezultat bun, este foarte pregătită, cum am zis, își dorește foarte mult dar parcă chiar din primul concurs a fost o surpriză frumoasă și suntem fericite amândouă. Ea are niște calități foarte bune, e dedicată 100% sportului și tot ce face, face pentru sport. Are încă posibilități, dar o luăm pas cu pas. Să înțeleg că nu te așteptai să sară un 96 la Pitești? Mă așteptam să fac un rezultat bun, nu, nu ne place să dăm cifre înainte. Ea sărea foarte bine la antramen, n-a avut antramen sub 90%. Ne doream, în primul rând, să confirmăm baremul pentru Doha de 1,94 m. Ăsta de 1,96 era așteptat, dar fiind și un prag psihologic important, calificarea la Jocurile Olimpice, am avut un pic de teamă să ne și gândim la el. Daniela e prima ta elevă care se califică la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? Eu o satisfacție majoră. Tot timpul am spus și le spun și lor că îmi doresc enorm să Reușesc să fac un sportiv mai bun decât am fost eu și pasul ăsta, că am reușit să ajung cu un sportiv la Jocurile Olimpice, este foarte mult pentru mine. O bucurie foarte mare și doresc să fie un pas intermediar și să ajungem acolo unde ne dorim. Peste un an în Japonia, cele două vor încerca să aducă o nouă medalie României în proba de săritură în înălțime, după o pauză de 20 de ani.